Bă, e urâtă cu spume, nu știu cum să vă zic, are o sprânceană mai sus, una mai jos. Bă, m-am dus la sală. M-am făcut mare. Și că, mami, dacă vrei, stau eu, mă plec eu pentru tine. Ia vezi, dacă o bași, te simți mai bine. Și el era, oh, da, mami, da. Pui, dai tu un pumn mie. Barba, barba n-are. Genul programului, divertisment. Acest program este interzis copiilor sub 12 ani. Programul poate conține scene de violență fizică și limbaj licențios. Bună, și cea din spate are 18? Nu, 19. Aproape 20. Tu păreai cea mai matură de ei, sincer. Tu chiar păreai cea mai matură. Și cea mai de... Nu, tu par cum să zic. Hai să vă zic exact rolurile. Tu zici că ești doctoriță din aia sexy, din filme porno, am văzut și eu, credem, nu. Da, ea e mereu îmbrăcată în alb, ochelari drăguți, față inocentă, ești cum să zic. Cea din spate, zici care e mămică cu trei copii, doi câini acasă și o poartă pășine, poartă electrică. Cea de aceea, dă să te văd și pe tine. Ia dă să te văd și pe tine. Mami, tu par powerlifteră din aia nebună, cum zic, de aia care trage la sală să moară Jeana mea. Ești nebun. Dar voi aveți un papagal în casă acolo? Doi. Doi? Vreți să fiu al treilea, gen? Câte un papagal pentru fiecare? Holy shit. A? Da, hai vino. Voi, fetele, chiar stați și vă uitați la cine vă caută, gen? La câți vă caută, eu nici m-aș mai uita. Bă, știi ce n-am înțeles niciodată? Dar vreau să vă întreb și pe voi. Tu ești căutată, tu, cea de 19, de fapt toate. Sunteți căutate de băieți, sincer? Da. Bă, nu mă caută nici dracu, mă. Bă, nu primesc un mesaj de la o fată în pula mea. Bă, știți care e treaba? Bă, eu mai și scriu la fete, asta e problema. Bă, le scriu, bă, le iau pe toate, mă. Bă, m-am dus în club, am încercat să le combin pe toate. Bă, nici aia urâtă cu spume, aia care avea spumă la pizdă, nici aia nu s-a uitat la mine să-mi zică, hei, nimic. Uită-te la mine, fii atentă. Bă, m-am dus la sală, m-am făcut mare. M-am arătat, nu-mi fac barba, fac sport, fac o facultate. Bă, nu se uită nimeni la mine. La voi, fetele? Ia zi. Am eu o propunere, te poți duce la Ai Umor să se uite o țară întreagă la tine. Și se uită și gata, adică doar se uită și gata, că eu nu sunt bun la Ai Umor, eu nu sunt bun ca și Caterinca. Înțelegi? Dar să mor, dar nu se uită nici dracu la mine, deci nici dracu. Care ăla ar fi fost, stai jec de la șmecher, nici ăla să moară. Deci, mă jur, eu am o prietenă, băi, voi sunteți frumoase rău, de-aia v-am zis. Băi, e urâtă cu spume, nu știu cum să vă zic, are o sprânceană mai sus, una mai jos, are mustață, bă, n-are țâță, e plată, e scândură. Bă, primește la mesaje, bă, dar nu doar de la ăștia urâți. Bă, dă-ia cu bani, cu mașini, cu elicoptere. Eram, băi, frate, să moară, zic. I-am zis, zi-mi și mie că dă și mie legătura cu un băiat ăsta să combin și eu ceva, ești nebun. Pe tine cea din... Cum vă cheamă popoi, mă, fetelor? Pe mine Loredana. Liliana. Diana. Iliana, nu te supăra, dar ai un nume, zici că ești sporă de aia de spânzurătoare să moară Jeana mea. Fii atentă. Du-te, ia-ți Iliana și pune-te de lustră. Înțeles? Dar nu te supăra, e un nume drăguț, deci cum să zic, e un nume agresiv. Tu cum ai zis că te cheamă Cian Alb? Diana. Tu ai un nume drăguț, frate. Am avut 4 iubite pe nume Diana, dar asta când aveam 12 ani. Acum nu se mai uită nici... Înțelegi? Și cea din spate, Loredana, ți-am zis. Tu chiar ai nume de actriță, cum ar veni. M-am uitat mult la o femeie, Loredana Ban. Făceam mult sex la un moment dat, ce frumos era că mă uitam la filme porno. Să mor. Sunt pe Instagram, sunt VJ Pastila Femeilor. Auziți? Am și mă... Pulmea că era să te... Tocmai era să te caute. Nu, chiar mă cheamă pe Instagram VJ Pastila Femeilor, nu vă mint cu nimic. Deci chiar nu minte, ești nebun, eu chiar vă zic adevărul. Dar v-am zis, eu nu știu și... Și am tot 19 ani, dar nu înțeleg de ce nu se uită nimeni la mine. Sunt urât, sincer. Nu. Am făcut box, știu să dau cu pumnul, să mor. Dacă se ia cineva de voi, fetelor, să-mi ziceți că eu știu să dau cu pumnul, uite. O vedeți? Eu știu să dau cu pumnul. Înțelegeți? S-a dus. Stai să-l ridic, s-a dus drag. Deci, fetelor, eu am făcut arte marțiale, știu să dau cu pumnul. Poftim? Dai follow back.
Îți dau viața mea, cum să nu-ți dau follow back, mai ales ție, Diana. Holy shit! Mă! Vrei ca corupere de minori? Bă, nu, că știi care e treaba, dacă și ea e de acord să fim prieteni, înțelegi? Cu Loredana mai mult mi-aș dau. Loredana pare mămică, mie îmi plac mămicile. M-am uitat, știți cum mă uitam? Fiți atente. Eu mă uitam foarte mult când mă uitam la film, bun, mă uitam la mamă și fiu. Mamă, ce mai îmi plăcea când venea mama lui în cameră și era: hei, bună, ți-ai făcut temele, nu, mami, sunt supărat. De ce? Nu vrea prietena mea să a dezbărțit de mine. Lasă, mami, că te rezolv eu. Și începea gul 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 gul. Acolo îi băga să moară brabeț. Și că, mami, dacă vrei stau eu, mă plec eu pentru tine. Ia vezi, dacă o bași te simți mai bine. Și el era: oh, da, mami, da. Era nebunie, sincer. Era super tare, era super tare. Întrebare, de unde vine numele tău? Eu sunt Vijeescu Bogdan, mă numesc. De acolo vine. Și prietenii îmi zic Vijai. Dar am și eu o întrebare. E vreuna dintre voi virgină? Toate. Ești și tu virgină la 19 ani? Dar de ce nu? Ce se pare așa ieșit din comun? Nu, că și eu sunt virgin la 19 ani. Gen, suntem doi fraieri, înțelegi ce zic? În loc să ne băgăm și noi carbasanul, să moară Jeana mea, stăm virgini. Îți place așa, sincer? Deci, care pe cuvânt... Ai ureală. Dar aia din filme porno numai așa erau. Tu zici că e aiureală acum, a? Bă, ce fericite erau alea pe acolo să... Erau pe d-alea cu: hey, step brother, can you make the dinner? Și veneau ăla cu o masă frumos și era gaură în masă, era pula lui până farfurie, știi? Și... Ce vezi, mă, fetelor? Nu vă înțeleg. El ar trebui să ducă la umor. Dar nu pot să vorbesc cu scule și cu date. Deci, nu sunt bun. Gen, asta e o experiență de-a mea de viață. Înțelegeți? Eu aș vrea... Da, am și o întrebare. Tu ai prieten Loredana? Mamă, dar ce nume ai? Zici că ești prințesă. Zici că ești mamă de împărat. Loredana. Holy shit! Bă, eu sunt Loredana. Moleu. Bă, ai nume de ăsta agresiv de lupte în cușcă. Eu sunt Loredana. Și intră în ring Loredana. Să moară Jeana mea. Și e Loredana acolo. Uite că e masivă, pare. Intră Loredana acolo să moară Jeana mea. Și o vă, Loredana. Bă, bă! Tipicul d-alea. Cu cine mă batați? Cu Veronica! Una așa slabă. O fă pe Loredana. O fă pe Loredana că-i dă mare knockout Veronica-i. Holy shit! Nu înțelegi, Loredana? Te-ai supărat pe mine, Loredana? Nu. Eu vreau să fiu prieten. De unde ești, Loredana? Din Craiova. Oh. Îl știi pe ăsta, pe Darky, pe ăștia, pe băieții aia din clanul lui Găuăză-Oze? Nu. Nu, mă, serios, a fost un scandal acum 2 săptămâni. Am și un prieten la mine la facultate, în clanul lui Găuăză-Oze. Înțelegi? Gen, e, pe ăsta îl cheamă Albert, dar sunt mai mulți acolo, gen, de ăștia periculoși. Și acum 2 săptămâni s-au tăiat pe stradă. Asta al meu e în spital, mi-a trimis și mie poză. Sunteți bine, fetelor? De ce vă uitați unul la altul? A, nu! Ascultam ce spui! Ați găsit ceva pe Instagram-ul meu? Am nu, ceva urât? Atunci? Nu. Atunci ce sunt? Poftim? Vorbeam de ale noastre. Am înțeles, nu, dar vorbeam eu, nu vorbeați voi, dar mă rog, nu. Voi povestiți-mi, fetelor, voi aveți prieten? Eu nu mai am. Eu de când? De când? Eu, 3 luni. Dar voi stați pe telefon sau vorbiți cu mine? Eu vorbesc cu tine, că telefonul meu e la tine. La tine. Da. Văd că cealaltă fete sunt pe telefon, mă simt aiure. Uite fetele și-am simțit eu. Ziceți, dacă vreți, vorbim altă dată, limpele, mă, ne-am auzit noi. Serios, eu sunt supărăcios, adică pe cum, de ce stăte așa? Ești supărat?
Serios? Adică, până la de ce n-ai vorbit cu mine? Nu, i-am mutat și nu, tu ai prieten? Ce, eu? Ea? Tu ai prieten? Nu. Ce mă te faci așa? Ai dat-o și tu pe... Ai luat-o pe... Hă? Așa toată eu când... Nu am. Nu, tu nu, dar fata asta care s-a uitat drăguț la mine, că ea era așa în cameră. Tu ai prieten? Nu. Când faci 18 ani? În decembrie, pe 26. Aaa. Anul ăsta. Toma de Crăciun? Bă, n-am făcut niciodată de Crăciun. Părinți. Cum? Nu mai frumos sentiment. Bă, eu vreau să mă dezbrăcinez vara asta. Loredana, ce faci vara asta? Păi, nu știu, probabil o stau în casă dacă o să fie carantină. Mă primești pe mine la tine în casă? Ne uităm la televizor. Știu eu un film. Poftim? Ne uităm, dacă vrei, stăm în casă, ne uităm la un film. Mă primești? Da, pe Zoom. Știu eu un film șmecher. Pe mit! Nu, nu, nu. Aleg eu filmul. Dar nu stăm pe Zoom. Gen, dacă mă primești la tine. Dacă mă primești la tine. Pe ce să cauți la mine? Că e pandemie și n-avem voie. Da, mă, draga mea, dar pot să călătoresc, am acces la bus, la mașină, la astea. Am și eu o întrebare, ce se întâmplă, fetelor? Vă uitați la mine zâmbit, ce s-a întâmplat? Ne-am îndrăgostit. Zi-mă, Diana, ce s-a întâmplat? Că tu ești capul răutăților acolo, tu te uiți ciudat la fete. Da, ce am făcut eu? Nu știu, mă, Diana, te tot uiți la ele, Rain. Explică și mie. Minte. Era decât o poză ce mi-a trimis sora mea. Ți-a trimis o poză cineva? Da, sora mea. A, ți-a trimis o poză sora ta. Ai soră? Da. Și e drăguță? Ia câți ani are? 23. 27. Și 27? Câți ani are? Dacă ai născut în 95, faci și tu calculul. 27. Câți ani ai zis tu că ai ăsta, e fata cu nume de sfără de spânzărătoare, Iliana? Cum ai... Liliana. Liliana? Liliana. Cu Lili te cheamă? Bă, ești nebun. Ma. Al doilea Rosela, deci te rog frumos. Cum te cheamă al doilea nume? Rosela. Rosela? Auzi, tu sigur... De ce nu mai cheamă și Stefania? Să fie panchetul complet. Pe tine? Pe la tine sună bine, Loredana Stefania. Dar la ea Rosela... Zicea ești că ești surora. Dacă tot sunt născută de Crăciun, mi-a pus numele și Ștefania. Eu sunt aia Ștefania, nu asta. Nu e. Ah, deci pe tine te cheamă și Rosela și Ștefania? Mamă, cred că s-au la bobotează ta s-au îmbătat și au zis: dă, e în pula mea un nume acolo, Rosela, Liliana, dă, e în pula mea. Ți-a pus două nume de alea de... Așa este pus: Ștefania, Liliana, Rosela. Mâncați-ești buzele tale. Tu îți dai seama că te duci, când te strigă ăștia, cum te cheamă pe tine? Liliana, Rosela, Ștefania, zici, firea, drăguț. Ce-i cu numele ăsta? Poftim? La Liliana, tata, l-o până-mi zice numele, stai și zice. Te-i cu Ștefania, Liliana, Rosela. E altă pagină. Așa. Se întoarce, dar te cheamă Rosela? Cum face? Ziceam că... Zice de că Ștefania, Liliana, Rosela, dar repede. Se întoarce, mi-e strigă încă trei. Când zice, dar pe tine te cheamă Rosela? Și eu, de parcă n-aș fi de 3 ani în liceul ăla. Pă, mine mă cheamă Nerticariu. Mă cheamă Vijăiescu Bogdan Nerticariu. Înțelegi? Pe ea te cheamă Calgon și pe mine Ariel. Nu, serios, mă cheamă Nerticariu, serios. Dacă vrei, îți arăt buletinul, dar nu am la mine, l-am sus. Înțelegi? Da, măi, Loredana, auzi, Loredana, tu ai prieten? Da, ți zic că nu mai am de 3 luni. Nu mai ai de 3 luni prieten? Mă, ai vrea să ai un prieten? De ce? Păi, frumos, păi aș vrea, dar am pe cineva. În minte. Da, în minte. Loredana, fii atent, da? Am doi băieți care se ocupă cu dispariția. Se poate rezolva situația. Ar ca fi cazul.
Poți să-mi lași numărul lor pe Insta și rezolv eu. Nu, 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 vor rezolv eu cu băiatul ăla pe care l-ai tu în minte ca să scapi, să nu mai ai mintea tulbure. Fii atentă, fii atentă. Ai curaj să-mi dai numărul băiatului ăla pe care l-ai tu în minte. Să-l sun să ne dea dacă pot să fiu cu eu cu tine. Sau tu voia, sau voi ați vorbi sau ceva? Notează, fii atent, scrie. Fii atentă că-l sun, ia. Stai așa. Bă, dar nu-mi faci glumă, te rog eu, că știi că eu sensibil, serios. Deci să nu... Hai, dă-l, că eu să... Ia, dă-mi coace. Da? 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 Bine, fii atentă, vezi că ți-l scriu iar, vreau să-mi zici și mie dacă... Dar fii atentă, te rog eu mult de tot să nu faci mișto de mine, te rog frumos. Spune. Zi-mi de pe acum dacă e mișto, că nu vreau să, să mă supăr sau ceva, zi-mi sincer. Asta e? Ia. Vorbesc cât pot. Serios. De ce nu dai Bun. numărul? Scriem și mie în chat. Scriem și mie în chat. Cum îl cheamă, de unde e. Dacă are vreun prieten, să dau vina pe prietenul lui, că eu mi-a dat numărul, să nu vă zic că voi mi-ați dat. Ia. Hai să văd. Să nu dăm vina pe prietenul lui. Stai așa. Cum dracu cheamă? Păi nu poți să Băi. zici tu că ești tu mai mare ca mine și mai tare Băi, ești, nici des... eu nu pot. E destul de ciudat să-i zici o furnică ca tine să-i zică unui bocanc că nu se știe care cum iese. Când vreodată să se dea furnica la bocanc, mă iubitule, sincer. Tu care ai cicatrice pe cap aici unde ești tu ca... Nu, m-a deranjat că m-ai mințit. Că dacă nu mă mințea, eram prieteni acum. Dar după ce că te-au tuns cu tigaia de omletă, dar și-ai avut tot cu ciocanul, că văd că te-au scăpat un pic, înțelegi? Arăți și că ești pușcăriaș de 4 ani, înțelegi? Chiar ești bulangiu cu mine. Nu mi-a plăcut că ai fost nesimțit cu mine și m-ai mințit. Tu de ce pula mea faci pula mare, mă? Pentru că eu îmi permit, mă. Tu nu-ți permiți să faci pula mare, înțelegi? Te mai întreb o dată, cu ce-ți permis, mă? Pimă, Ai case, ai mașini, ai vile, ai tu nu afaceri. înțe... Nu Avei vreau să ceva zic... influență să fii Nu, șmecher. mă. Vreau doar să zic că dacă ți-am dat un pumn, te-au întrebat aia la spital dacă te-a bătut calul în curte. E simplu. Mă. Nu e nimic Sincer. complicat. Omule bun, cum poți să Păi, zici tu ce mie ai așa de... Eu ceva? ți-am zis că tu-ți protejezi virginitatea. Astea sunt gesturi masculine. Ei, ce ai de face așa? Ai niște gesturi masculine în tine? Ești mare și tare. Bă, dacă stau și eu un pumn așa, te prepădești în camera aia, mă. Cui să-i dai, mă, tu un pumn în pula mea? Cui să-i dai tu un pumn? Ce pula mea mă impresionezi dacă mă Cui râzi să-i dai? mușchi, mă? Unde? Cui îi dai tu un pumn? Mie? Bun, coai. Gata, vorbim normal, da? Omul nu se ia nici la centimetru, nici la kilogram, coaie, și nici după mușchi. Ascultă la mine. Barba n-are mușchi. Niciodată. Ceafă are mușchi, mânca mei pula, lasă vrăjeala cu Da, barba. barba nu Da, are mușchi, și când coaie. dai capul pe spate, nu se sprijină în ceafă? Ia. Păi, ești praf pe teorie, tu te auzi? Am 12 ani de Coaie, arte barba are marțiale. mușchi, mă. Am 12 ani de arte marțiale, dacă îți dau un pumn, te scot din circuit, tu ești sănătos? O După ce să ai ți-am... și arte Stai un marțiale pic. și tot ce vrei tu. Tu ai făcut vreodată arte marțiale, mă? Tu știi măcar cu ce se mănâncă un antrenament de arte marțiale? Ia, mă, dar eu am crescut pe stradă, să știu ce se Ce ai mănâncă. crescut Cunosc. tu pe stradă, mă? Îți dau un pumn, îți mai mor doi de acasă, tu faci caterincă. O să-ți dau un pumn și face măta. Alo, Renelu, nu mai văd, nu știu ce dracu s-a întâmplat, nu? S-a luat curentul. Ia, mă, dacă ai făcut un punct, te refuz așa, Radu. Ce dracu Sincer. să fost tu, băi, budincă organizată? Ce să faci tu? Mă, dar cu ce ești tu mai bun ca mine, mă, la bătaie? Băi, frate, să moară Franța mea dacă te mint, că dacă îți dau un picior, să moară legea mea. Deci, să moară, bă, să moară legea mea. Tu vrei să Au, răci? Tu vrei să răci nu și s-a eu să-ți uscat bag? deodorantul, mă? Nu s-a Ce, mă? uscat deodorantul? Nu mă dai de la spate. Înțelegi? Ai și tu câțiva muși pe tine și gata, tu Care știi că câți ai mare. câțiva muși, mă, ia fă-și tu așa. Ia. Omule, cât ai în Ia spate, pun. mă? Ei, cât ai în spate? Am 131 circumferință. Bravo, frate. Ești Cât ai mare. circumferința, mă? N-ai nici 110. 110, mă, taci în pula mea de aici, îmi spui tu mie și ești 110, mă, gras. n-aud. Cât ai, mă? 110, că ai zis mai Păi, devreme. și ești gras, tu uzi la tine, ești plăcintă organizată, uite la mine, tu uzi la tine? Îmi dai tu Mergeam cu mie. tine. Bă, dar cu cine ești tu mai bun ca mine, frate? Bă, mânca mea pula, nu că cu ce sunt eu mai bun decât tine, înțeles? Eu ți-am zis tu Hai, ție, mă. dacă mă apuc de tine, să moară jeana mea, dacă mai scapă ceva din tine. Băi, hai că-ți mai zic Zi, acum. zi. Una scuna fac două.
Bă, dă-te în pula mea cât de tare ești să mor zi, bă, bune, una cu una fac două? Bă, în cazul tău una cu una fac niciuna, bă, că la cum arăți? Cine se convine, bă, cu tine? Oameni de ăsta ai tot ca tine așa. Poftim? Cu ce, bă? Cu ce mă avantajează pe mine că faci tu? Bun, trebuie să te caut și eu pe YouTube să văd cum ești. Dar nu fac YouTube, mă. Ia zi, cum nu faci YouTube? Caută-mă pe Instagram, Vijay Pastila Femeilor. Caută-mă. Poate ești Pastila Femeilor, mă, dar pentru caută-mă, mă. Băi, tate, ascultă la mine ce spun. Eu am de 40 de ori la puterea infinit mai multe femei decât tine. Pentru că tu nu ai niciuna. E normal că eu să am infinit. Auză-le, coi. Tu ai 40 de femei plus infinit, da? Da. Toate scurvi. Eu am una care mă iubește. Coi. Care ea e una care te iubește, mă, mânca mea, pula. Te stă cu tine, dă milă, dă ce stă cu tine? Păi dai și 20 de lei să-și cumpere un pachet de țigări la două săptămâni. Ce, dă ce-i cu tine? Îți propun altceva. Hai facem o chestie amândoi. Mă vezi așa gras cum? Da. Tu ești așa plin de muș cum ești tu. Hai. Hai să ne întâlnim undeva amândoi. Să mergem să futem o fată. Din care fute mai mult, eu sau tu? Care fute mai mult? Da. Păi tu ce să fuți, asta întreb. Ți-au crescut dinții, zici că ești castor de ăla. Ți-au crescut dinții ăștia mai mult, ești mineralizat puternic pe aia doi dinți. Ia mă, zici. Ce să fuți, tu explicăm și mie. Cu urechile alea zici tu că fuți? Zici că-ți căști, uite ce ai pe cap. Zici că sunt antene de satelit. Ia uite mă, mă cât. Gluma, chestiile astea, începem de nou. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now.